iată încă o zi, încă o dimineață. Nu ne trezim bine, nu? Și deja ne gândim cum am dorit să decurgă ziua de astăzi. De la asta până la așteptările cu privire la tot ce este în jur, nu mai este decât un pas. Mama, soția să mă trezească de tot, să se trezească, evident, înaintea mea, să-mi pună să mănânc și apoi să-mi calce cămașa, apoi șeful să lase supărarea asta și să fie flexibil în ce privește orarul, șoferii să fie azi mult mai atenți, etc. Dorințe, dorințe și iar dorințe. La o instituție se zvonea că vine un nou lider. Și cum ați dori să fie? Păi să aibă viziune, să fie ferm, dar și flexibil, îngăduitor, să-i ajute pe ceilalți să se dezvolte, să treacă cu vederea când întrecem măsura, să fie alături de noi când trecem prin momente dificile, să fie un bun administrator, un bun sfătuitor. Cu cât îi asculta mai mult cel care i-a întrebat, cu atât îi devenea mai clar. Luminându-se brusc la față, acesta le-a spus: gata, este clar cine se potrivește cel mai bine aici și pe cine așteptați. Foarte bine că v-ați dat seama și că aveți pe cineva așa cum ne dorim. E clar, știu pe cine așteptați. Pe cine? Pe Iisus. Doar El vă poate împlini toate așteptările în acest fel. Dragul meu, înainte de mamă, înainte de tată, de șef, de colegi și alții de la care să ai așteptări mari astăzi, fără să fii dezamăgit, bineînțeles, ai nevoie de, exact, de Iisus. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima, spune psalmistul în psalmul 37, cu versetul 4. Ia-ți timp în această dimineață să te asiguri de prezența sa. Astfel, așteptările tale, toate, pot fi împlinite în El. Apoi, când așteptările tale de la cei din jur par să nu se împlinească, amintește-ți doar că tot de El aveți nevoie, și tu, și ei.